Cel puțin 21 de persoane au fost rănite, dintre care una grav, după ce un tren de mare viteză care efectua cursa Strasbourg-Paris a deraiat de pe șine în Franța. Cel care a suferit răni grave a fost chiar mecanicul locomotivei, care a fost transportat de urgență la spital. Autoritățile au avut nevoie de intervenție aproape 100 de pompieri ca să-i scoată pe cei 300 de pasageri aflați la bord. Responsabilii au anunțat că accidentul s-ar fi produs din cauza surpării unei pante. Următoarele curse au fost nevoite să evite traseul, ceea ce a provocat întârzierea. În anul 2015, pe aceeași rută, un alt tren de mare viteză a deraiat în timpul unui test înaintea dării în folosința unei noi linii de cale ferată. 11 persoane au murit atunci.